Astăzi vă invităm să cunoașteți mai bine unul dintre numele mari ale medicinei românești. Specialist în obstetrică, ginecologie, doctor în medicină, Petre Brătilă are o experiență de peste 30 de ani și o viață de poveste. Medic militar, a lucrat în mai multe clinici din țară, până a ajuns să conducă Spitalul Militar Central din capitală. Apoi s-a reorientat spre sistemul privat, unde a realizat intervenții chirurgicale în premieră pentru țara noastră. De-a lungul unei cariere de excepție, medicul bucureștean a fondat și a dezvoltat în România specialitatea de uroginecologie și a inventat tehnici proprii de tratament pentru anumite afecțiuni urologice. De asemenea, este fondatorul și președintele Societății Române de Uroginecologie. Contribuția sa remarcabilă la progresul chirurgiei oncoginecologice, fiind recunoscută nu doar în țară, ci și în străinătate. În timpul liceului, Petre Brătilă s-a pregătit pentru o carieră în domeniul fizicii atomice. În clasa 11-a însă, întâlnirea cu medicul școlii avea să-i schimbe viața. Acesta i-a devenit un prieten apropiat și l-a convins să-și schimbe planurile. Deși examenul de bacalaureat bătea la ușă, Petre Brătilă s-a apucat din nou de învățat și a dat admitere la Facultatea de Medicină Militară din București. A început într-un mod foarte ciudat, pentru faptul că eram în clasa 11-a, deci clasa terminală, și mă pregăteam pentru fizica atomică. Și într-o zi când terminasem orele la liceu, a apărut un domn care a întrebat pe colegii mei cine e Petre Brătilă. Și m-am dus la el, i-am spus eu sunt Petre Brătilă. Și atunci s-a prezentat și el. Eu sunt doctorul Petre Brătilă. Era medicul de circă, circa de care aparținea liceul respectiv. Și probabil văzuse în fișier numele meu și a vrut să mă cunoască. Vreau să vă spun că din momentul ăla s-a legat o prietenie atât de puternică între noi, încât, deși eram în aprilie și examenul la facultate se dădea în iunie, am virat și am început să învăț pentru medicină. Am învățat pentru medicină, am intrat la medicină militară cu o medie destul de mare. Și omul acesta mi-a călăuzit drumul în studenție. El mi-a pus primul microscop în mână, el m-a învățat să scriu primele rețete. Nu am învățat de la facultate, de la el am învățat tot. Veneam de fiecare dată când veneam, îmi dădea telefon, ne întâlneam, îmi povestea despre cazurile lui și iată, așa s-a scurs timpul. La un moment dat am devenit medic militar, a trebuit să servesc patria și să mă duc unde trebuia să fiu repartizat, dar din când în când mă întâlneam cu doctorul Petre Brătilă, cel mentorul meu, și discutam tot felul de probleme și aspecte de viață, și așa mai departe. Un alt moment care i-a marcat cariera lui Petre Brătilă a avut loc la sfârșitul facultății, când a făcut un stagiu de practică la maternitatea Polizu. Acolo l-a întâlnit pe cel care îi va fi mentor în specializarea de obstetrică ginecologie. Medicina militară pentru mine n-a însemnat ca pentru alții un șir de privațiuni. A însemnat o experiență bună. Și în anul 6, la intrarea în anul 6, se dădea concursul de internat. Prin asta dobândeai dreptul ca să fii afiliat unui spital și să trăiești efectiv acolo timp de 3 ani de zile. Ceea ce însemna o experiență extraordinară. Concursul s-a desfășurat, au fost scoase 2 posturi la concurs, au fost 50 de participanți și am luat unul din cele 2 posturi.
această, cum să spun, acest moment iar mi-a schimbat viața. Pentru că primul stagiu de internat trebuia să-l fac în Spitalul Polizu. Maternitatea Polizu din București. Am venit acolo ca medic intern, am intrat în sala de nașteri, toate erau absolut noi pentru mine și la un moment dat toată lumea a înțepenit, vine profesorul. A venit domnul profesor Dan Alexandrescu și s-a uitat prin sală, zice, cu dumneata ce e aici? Domnule profesor, sunt internul Petre Brătila, am fost repartizat aici și așa mai departe. A urmat o discuție de 2 ore pe teme medicale în care domnul profesor m-a întrebat și eu i-am răspuns. După care mi-a spus, zice, tu să stai pe lângă mine. A fost primul meu profesor medic. Am fost într-o relație extraordinar de bună cu domnul profesor Dan Alexandrescu și dânsul mi-a făcut onoarea să pot scrie un capitol foarte important într-una din cărțile de bază din specialitatea noastră. După ce s-au terminat cei 3 ani de internat în Polisu, unde am avut foarte multe de învățat, era perioada aceea cu avorturile provocate, dacă știți, și domnul profesor mi-a acordat credit nelimitat în a rezolva aceste cazuri, inclusiv cazurile care trebuiau operate. După absolvirea facultății, Petre Brătile a dat examenul de rezidențiat sau secundariatul, cum îi spunea pe atunci. A obținut notă maximă și a prins un post de chirurg în București. Aici a avut șansa să învețe meserie de la unul dintre cei mai buni chirurgi români. Trebuia să dau un al doilea examen de intrare în specialitate, respectiv examenul de secundariat, rezidențiatul de acum. Rezidențiatul se dădea pe posturi și te înscriai pe grupa respectivă de specialități, cum era cazul meu pe grupa de specialități chirurgicale, dădeai examenul și apoi în funcție de mediile care le obțineai la concursul respectiv, erai repartizat într-un post, într-un oraș, într-un spital și așa mai departe. Examenul era un examen scris, se dădea o teză. Și rezultatele s-au anunțat, mi-aduc aminte foarte bine, în anfiteatrul Spitalului Panduri. Era domnul profesor Proca pe vremea aceea, care era și rector și care anunța și au fost luate mediile în ordine descrescătoare și s-a ajuns de așa manieră încât eu nu am fost strigat. Și la un moment dat, domnul profesor a spus, zice, am aici o teză, este singura teză la care am dat 10. Nu știu despre cine este vorba, dar acest doctor va veni și va lucra în clinica mea. Eram îmbrăcat militar, a deschis teza și a spus, cine este Petre Brătilă? Eu sunt un profesor. Și a spus, mare păcat, mă băiatule, că ești militar, că n-am cum să te iau. Secundariatul l-am făcut în Spitalul Fundeni, în secția de chirurgie a profesorului Dan Setlacek. A fost pentru mine o perioadă minunată pentru că am putut învăța foarte multe de la acest om care era un exemplu din toate punctele de vedere și din punct de vedere profesional și uman și intelectual. Avea un mod de comportament câteodată dur, dar
cu oamenii pe care îi respecta, știa să se poarte și să îi facă să crească pe lângă el. Am făcut cam după vreo 2 luni de zile de secundariat, am fost introdus în programul de gărzi. Și fiind de gardă, am fost chemat de o asistentă într-o noapte. Mi-a spus, zice, este un pacient în salonul X care a fost operat pentru o hernie și care a căzut jos și se simte foarte rău. M-am dus, l-am văzut, am văzut omul respectiv care era lipotimic, am întrebat oamenii din salon cum a căzut, am aflat că se lovise de pat cu partea stângă a toracelui și imediat am, având tensiune scăzută și așa mai departe, a fost transportat în terapie și am dat telefon domnului profesor să-l anunț, pentru că se anunțau toate cazurile, toate urgențele care veneau, și am spus, domn profesor, cred că este vorba de o ruptură de splină. Ce tu te mai dai aici? Ce, cum să fie ruptură de splină? Domn profesor, eu așa cred. Zice, bine, vin la spital, dacă nu este așa, discutăm altfel. Am avut dreptate și din momentul respectiv am fost foarte alături de domnul profesor Dan Setlacek. La finalul rezidențiatului, Petre Brătila a fost repartizat la Spitalul Militar Constanța. A fost una dintre cele mai grele experiențe din viața sa, una care i-a lăsat un gust amar. Medicul șef de secție de acolo spune așa, m-a criticat într-o ședință de partid că am îndrăznit să mă duc să-mi fac secundariatul la profesorul Dan Setlacek și nu am venit la Constanța să fac secundariatul cu el. Și spune așa, cine e Dan Setlacek? Zice, în chirurgia românească sunt eu, urmează 10 locuri goale și după aceea este Dan Setlacek. Și am spus, nu este adevărat, domnule colonel, era colonel. Zic, nu este adevărat, domnule colonel. Zic, nu-l cunoașteți, nu știți ce poate să facă, probabil că nici dânsul nu știe ce puteți să faceți dumneavoastră, dar zic, ca să-mi faceți mie un proces de intenție pentru faptul că am învățat de la un om cu o pregătire extraordinară, zic, mi se pare aberant. Am m-a izolat în policlinica spitalului, n-aveam voie să operez. Mă chema la vizită cu ceilalți medici, cu sora șefă și așa mai departe, și erau soldați pe vremea, spital militar fiind, era câte un băiețel din asta așa mai colorat în pat și întreba pe medicul șef de salon ce are dânsul. Păi trebuie să fie operat de apendicită. Tu, adică eu, zice, spunem 20 de incizii pentru operația de apendicită. Zic, îmi pare rău, domnul colonel, eu știu 3 pe care le folosesc eu, restul sunt istorie și nu mă interesează. Am dus-o foarte greu acolo, 3 ani de zile, nu aveam casă, nu aveam absolut nimica, trebuia să fac naveta la Ploiești, aproape la 2 săptămâni, 2-3 săptămâni. În sfârșit, a fost o perioadă neagră în viața mea. Petre Brătila a visat mereu să se întoarcă la București, unde l-aștepta familia sa, dar mai ales dorea să practice specializarea în care își obținuse și doctoratul. A avut curajul să meargă până la ministrul apărării pentru a-și îndeplini visul. Am ajuns la domnul ministru al apărării naționale. M-am înscris în audiență, m-am dus acolo și am spus ce doresc. Și mi-a zis, de ce dorești? Că Spitalul Militar Constanța e un spital bun și așa. Nu, eu vreau să fac specialitatea asta. Ce specialitate? Ce să faci, domnule, cu ginecologia în armată ca medic militar? Păi, nu vă supărați, domnul ministru, dar, cum să spun, și militarii au soții, au mame. Zic, cum putem să ignorăm treaba asta?
în sfârșit am reușit să vin în București. Am lucrat în secția de ginecologie a Spitalului Militar din București o perioadă de timp. În timp ce lucra la București, Petre Brătile a fost detașat pentru 2 săptămâni la Spitalul Militar din Cluj. A rămas aici 12 ani, timp în care a schimbat fața secției de ginecologie a spitalului. Am plecat pentru 2 săptămâni și am rămas 12 ani. Timp în care a trebuit să fac naveta la București, făceam cu avionul și veneam săptămânal, aveam copilul de 2 ani de zile. Am dormit 4 ani într-o rezervă de 2x2 și la un moment am operat foarte mult. M-am ajutat cu personalul care era acolo, cu colegii din spital. Știam deja să fac multe intervenții chirurgicale și în special ginecologice, dar am avut și posibilitatea de a face și altele noi, așa încât ajunsesem să fiu cunoscut în Centrul Universitar Cluj de cele 2 clinici de obstetrică ginecologie. M-am împrietenit cu unul din profesorii din această clinică și am profitat de, acum vorbim foarte corect, am profitat de niște relații ca să pot să transform secția aceea care era o ruină, să fac ceva din ea. Și am găsit niște oameni inimoși printre ofițerii, care erau ofițeri în unități de construcții, care au venit și efectiv m-au ajutat să renovăm complet secția respectivă. Am compartimentat-o, am educat personalul medical, am schimbat o parte din personalul medical pentru că erau asistente care umblau cu seringa în buzunar și cu acele de seringă prinse la rever. Vă spun, am trăit niște clipe cu totul și cu totul deosebite, dar am putut să fac ceva. În timpul unei inspecții din capitală, Petre Brătile a fost remarcat de un superior și s-a propus să dea concurs pentru șefia secției de ginecologie din cadrul Spitalului Militar Central din București. În secția de profil din București era un contracandidat al meu, posibil contracandidat, și cineva m-a anunțat: dom'le, vezi că cu dosarul dumitale sunt niște probleme, ți-au dispărut niște acte din dosar. M-am dus și am verificat și m-am dus la șeful direcției medicale, la domnul general Voicu, Victor Voicu, care este acum președintele Academiei, și i-am spus: domnule general, uitați ce se întâmplă, este vorba de munca mea și nu accept să-și bată joc nimeni de chestia asta. Îmi scoseseră din dosar vreo 100 și ceva de operații pe motiv că nu erau operații ginecologice, dar erau operații complementare, adică la complicații pe care ei nu le făceau în București. Și domnul general Victor Voicu a spus: domnule, zice, uite care-i treaba. Am primit un telefon acum de la Ministrul Apărării Naționale să-l pun pe contracandidatul dumitale neapărat în funcția de medic șef de secție. Dar dacă dumneata spui adevărul și eu verific chestia asta, dacă dumneata spui adevărul că ai fost fraudat în felul ăsta și domnul ministru mai insistă, îmi dau și eu demisia alături de dumneata. Vreau să vă spun, am fost numit medic șef de secție în Spitalul Militar Central, unde bineînțeles că n-am fost primit cu brațele deschise, era normal, pentru că veneam cu alte idei, cu alte gen de operații, cu alt nivel de înțelegere.
în sfârșit, a fost o perioadă extrem de grea. Extrem de grea, pentru că a trebuit să lupt cu prejudecățile, a trebuit să lupt cu niște oameni care nu au precupețit absolut nimic ca să mă compromită și să-mi facă rău. În ciuda piedicilor care i s-au pus din toate părțile, Petre Brătilă și-a făcut și aici meseria cum știa el mai bine. Eforturile i-au fost răsplătite când a fost numit comandantul Spitalului Militar Central din Capitală. A schimbat total instituția și a dotat-o la cele mai înalte standarde, transformând-o într-o clinică de elită. Spitalul are 1500 de paturi. Deci este un spital mamut, un spital pavilionar, cu multe probleme, dar am avut șansa ca atâta timp cât am fost comandant să pot să dotez absolut tot spitalul cu cea mai nouă tehnologie care exista pe vremea aceea. În multe secții, nici în momentul de față nu s-a atins nivelul pe care l-am atins în anul 1999. Rețineți. Deci acum 20 de ani. Și acum există secții care sunt dotate cu aparatură care de-abia acum intră pe piață. A fost o perioadă grea pentru mine, pentru faptul că, deși toți medicii șefi de secții erau cu mine, a trebuit să lupt iar cu prejudecăți și să lupt cu nedreptatea, să nu accept niciun fel de compromis și niciun fel de presiune, motiv pentru care după 3 ani am fost dat jos. Am fost chemat de ministrul Apărării Naționale de pe atunci, care mi-a spus: domne, n-ai greșit cu nimic. N-am nimic cu dumneata, n-am ce să-ți reproșez, dar șefului dumitale de la direcția medicală nu-i place de dumneata. Așa că asta e. După o viață întreagă petrecută în sistemul medical militar, Petre Brătilă s-a văzut dat afară pe nedrept din spitalul pe care l-a condus și l-a modernizat. Nu a putut sta însă departe de pacienți, așa că s-a reorientat spre medicina privată. La 55 de ani, am fost dați toți afară, toți șefii de secții, care eram cu grad de general. Ne-am trezit, gândiți-vă, nici nu mai puteam călca în spitalul militar. După o viață de medic militar, după 35 de ani, nu mai călcam în spitalul militar. Nu mai puteam călca în secția, în clinica pe care am condus-o. A fost dramatic, însă mi-am revenit, am început să intru în medicina privată, m-am dus și am dat consultații și în Ploiești și în Pitești ca să pot să am activitate, pentru că nu aveam unde să mă angajez. Vă dați seama? Și am avut șansa să intru în medicina privată și să mă lansez foarte bine. Acum, Petre Brătilă se poate lăuda cu intervenții și tratamente pe care le-a efectuat în premieră pentru medicina românească. În primul rând, pentru prima dată în România, am introdus tratamentul cancerului de col uterin la femeia tânără, tratamentul conservativ. Știți foarte bine, cancerul de col uterin este tratat prin operație radicală, adică nu se punea altă alternativă. Din 2006 încoace, am până acum 74 de femei cu cancer de col uterin, femei tinere, până în 40 de ani. 14 dintre ele au copii obținuți după acest tip de operații. Tratamentul conservator în cancerul de col uterin este o premieră în România.
A pornit din anul 2006. În 2007 am făcut primele operații. În urmă cu 5 ani am avut un caz cu totul și cu totul deosebit. La o femeie care încerca să rămână gravidă de foarte mult timp, a rămas gravidă și în timpul sarcinii, la 14 săptămâni de sarcină, s-a descoperit un cancer de col uterin invaziv. Aici situația era foarte clară. Pierdea și copilul, pierdea și uterul, pierdea orice șansă de a mai avea vreodată, de a procrea vreodată. În acord cu femeia, explicându-i despre ce este vorba, am consimțit să mergem mai departe. Am făcut operația respectivă în timpul sarcinii. La termen s-a născut copilul respectiv, iar doamna este bine mersi și acum. Este cel mai cazul care mi-a luminat mie viața, să știți, și m-a făcut să cred în mine mai mult decât am crezut vreodată.